care este probabilitatea P, respectiv Q, ca să extragem un număr impar, respectiv un număr cub perfect, respectiv un cub perfect, dintre numerele de la 1 la 101. Păi, odată, numărul de cazuri totale este 101, cam 101 numere. Câte numere impare avem aici? Păi, numerele impare sunt de forma 2K plus 1, cu K întreg, care trebuie să fie între 1 și 101. Prin urmare, din asta îți dă K mai mare ca 0, din asta la altă ce dă? 2K plus 1 mai mic ca 100, mai, 2K mai mic sau egal cu 100, 100, că e 101 minus 1, K mai mic sau egal cu 50. Deci iată, K-ul meu aparține de unde? De la 0 la 50. Câte numere am de la 0 la 50? 51 de numere. Astea sunt cazurile favorabile. Prin urmare, probabilitatea înseamnă cazurile favorabile pe cazurile totale. 51 pe 101. Care e probabilitatea să extragem un cub perfect? Pe cuburile perfecte între 1 și 101, câte sunt? Sunt numele de forma n la a treia. Deci voi avea, cum funcția x la a treia este crescătoare, când o să-l depășim pe 101, s-au terminat. Deci avem 1, 2 la a treia e 8, 3 la a treia e 27, 4 la a treia e 64, 5 la a treia e 125, care e mai mare strict decât 101. Prin urmare, pentru orice K mai mare sau egal cu 5, K la a treia va fi mai mare este ca 101, deci nu e bine. Deci avem 4 cazuri favorabile. Deci Q este 4 pe 101. Și cu asta am terminat problema. Hai să-l vedem. Uite-l beau. Da? 51. Mai aveam 4 pe 101, dar era 50. Da? 51 pe 101, respectiv 4 pe 101. Răspuns corect, B.